Salutare din nou, dragi investitori, bine v-am regăsit. Astăzi vom vorbi despre ce face un agent imobiliar, deoarece sunt foarte multe voci care spun că agenții imobiliari câștigă mulți bani, poate nemunciți, sau, pe de altă parte, sunt clienții care au avut experiențe de succes și sunt foarte mulțumiți și satisfăcuți după ce au colaborat cu un agent imobiliar profesionist. Și să vorbim puțin pe scurt despre ce face un agent imobiliar și care este rolul lui în această piață imobiliară, da? Ok, haideți să începem cu cum își începe ziua un agent imobiliar. El practic dă telefoane, da? Sau poate primi recomandări, da? Prin aceste două metode, în principal, el își ia în portofoliu anumite proprietăți pe care le vinde ulterior. Da, și cum am povestit în videoclipul anterior, există mai multe modalități de a prelua în portofoliu aceste proprietăți, aceste imobile, și anume în intermediere, da, când ia comision din ambele părți, în exclusivitate, când la fel comisionează ambele părți, dar este un mod de lucru mai avansat și în care agentul imobiliar își poate asigura comisionul și poate depune mai mult efort și și mai multe diligențe și mai multă reclamă și își poate face meseria așa cum trebuie, apelând la acest, fiind asigurat practic de acest contract de exclusivitate față de cel de intermediere, unde veți vedea că se expune la mai multe riscuri. Și ar mai fi și a treia modalitate, cea de reprezentare, care este un fel de exclusivitate, numai că nu se comisionează cumpărătorul, da, este acel comision zero la cumpărător. Ok? Deci ce face practic? El am spus că dă telefoane, da, sau îi vine comandări, preia o proprietate, da? După aceea trebuie să vadă proprietatea, deci se deplasează până la proprietate, ceea ce înseamnă timp și bani, da? Deplasare cu benzină, probabil că trebuie și o mașină, dacă este proprietate la distanță, da, se consumă resurse ducând să vadă această proprietate. A văzut proprietatea, trebuie să facă anumite fotografii, da, se pot face fotografii. Acum telefoanele sunt destul de performante, poate face în cel mai rău caz cu telefonul, dar face cu telefonul sau un aparat fotoprofesionist sau apelează la un profesionist care să facă aceste fotografii, caz în care implică un alt cost, da? Deoarece va trebui să îl plătească pe fotograful respectiv, da? Care face pozele. Se mai face un tur virtual, dacă este cazul, și se poate de asemenea face un film cu drona. Deci cam astea sunt modalitățile prin care se expune către public proprietatea, da? Iar mai nou, în ultimul timp, sunt și acele tururi de la distanță, da? Tururi virtuale de la distanță, când te poți plimba cu telefonul să-i arăți proprietatea respectivului client. Asta, bineînțeles, în cazul în care ai exclusivitate sau reprezentare, da? Și poți pune la dispoziție toate datele clientului respectiv. Da, ce se mai fac? Da, să zice, ok, a terminat cu partea, a făcut fotografiile, vine la birou, trebuie să editeze fotografiile. Editează fotografiile, editează și montează filmul, dacă se face un film de prezentare, ceea ce implică iarăși alte resurse sau dă aceste filmulețe sau aceste fotografii către cineva care să facă acest lucru, iarăși înseamnă folosire de bani și resurse. Cam până acum, cam asta face un agent imobiliar profesionist. Ok, după ce a făcut, are toate materialele foto-video și tur virtual, dacă este cazul, vine la birou și face, compune textul anunțului, da? Care poate fi ceva de gen tehnic, fiecare, nu există o
se spune, descriere emoțională, da, deoarece ar trebui să îmbini cumva, să faci un fel de copywriting atunci când faci acest anunț. Ok, în funcție de priceperea și de cât de inspirat este agentul imobiliar, acesta poate crea un anunț mai siropos sau ceva mai tehnic. Da? Sau să îmbine cele două modalități. Și după ce are fotografiile și textul anunțului, poate trece la următorul pas și anume la postarea anunțului. Anunțul se postează pe toate site-urile de specialitate, da? Și enumăr aici doar pe cele principale, cum ar fi Storia, OLX, imobiliare.ro, imobiliare.net, ce mai la jumate, Popi24 și mai sunt și alte site-uri și îmi pare rău dacă am sărit vreun site. Da, acestea sunt, din punctul meu de vedere, cele care vând, da? Ok, după ce a postat anunțurile pe mai multe site-uri, iarăși implică costul, deoarece aceste anunțuri nu sunt gratuite, da? Și sunt niște abonamente lunare care se vând și se cumpără de către agenții, trebuie să se ducă la vizionări, da? Și agentul imobiliar va primi telefoane, dar se duce la vizionări. Ducându-se la vizionări, iarăși implică timp, resurse, da, deplasare, benzină, uzura vehiculului cu care se deplasează și toate acestea mănâncă, da, consumă resurse. Ok? După ce ar mai fi? Da, poate când ajunge la, sau înainte de a începe vizionările, poate face un banner, da? Dacă proprietarul este de acord, poate pune un banner la proprietate, da? Și este o modalitate destul de bună de a vinde. Ok? Deci cam asta face. Și agentul imobiliar, în momentul în care preia proprietatea în portofoliu, se duce la vizionări, da? În momentul în care el face acest lucru, să spunem, la o proprietate, să zicem, de 10 ori ca să vândă o proprietate. Dacă nu are exclusivitate sau dacă nu reușește să o vândă în termenul în care a semnat contractul de exclusivitate, practic el a tot ce am spus până acum, toate aceste resurse sunt irosite, da? Tot acest bani sunt absolut pierduți. De aceea, în momentul în care un agent imobiliar vinde o proprietate, ia un comision care poate părea destul de mare, da? Dacă e 1.000, 2.000, 5.000 sau 10.000 de euro în funcție de proprietate. Da? Vorbim de vânzări aici, deoarece la închirieri comisioanele sunt ceva mai mici, dar și închirierile de obicei se fac ceva mai repede și resursele consumate sunt mai puține. Da? Ok? Deci, de aceea, agenții imobiliari vor să lucreze în exclusivitate sau în reprezentare, deoarece își protejează într-un fel, să spunem, în mare parte aceste resurse și își pot recupera banii aceștia pe care, practic, și timpul pe care ei îl alocă acestei proprietăți și, în același timp, pot face publicitate 100% și se pot dedica acelei proprietăți. În momentul în care, să spunem, cum este în concepția proprietarilor, că dacă dai la mai multe agenții, ai șanse mai mari să vinzi, poate fi adevărat și nu, da? Deoarece, practic, nu se va ocupa nicio agenție ca lumea de proprietatea ta. Da? Dacă ești în scaunul unui vânzător. Da? Deoarece agenții respectiv știu că oricând poate veni alt agent sau chiar proprietarul își poate vinde singur proprietatea și atunci el nu mai alocă toate resursele pe care am spus. Eventual vine, face 2-3 poze la mișto cu telefonul, pune pe un site și dacă are noroc, la ce pică. Da? Deci nu este o modalitate profesionistă de a face această meserie. Ok?
Cam mare, cam asta face un agent imobiliar și de aceea comisioanele sunt, pot părea uneori mari, din punct de vedere sunt niște comisioane normale, sunt ok, nivelul de, să spunem, un comision de 3% pentru o proprietate, pentru vânzător sau pentru cumpărător, poate acoperi și poate motiva un agent imobiliar să practice această meserie în continuare, da? Aceste comisioane, gândiți-vă la, de exemplu, la un apartament sau o casă de 100.000 de euro, vin cam 3.000 de euro. Dacă faci o vânzare pe lună, este un salariu destul de ok. Cum zice Câțu, 3.000 de euro, toată lumea are 3.000 de euro pe lună, da? Și dacă luăm în considerare și faptul că acest agent poate lucra în cadrul unei agenții, iar comisionul se împarte cam în general 50-50, va, practic, va lua în mână net 1.500 de euro, ceea ce este un venit care asigură un trai, să spunem, normal, dar în România e ok, nu mor de foame, nici nu te îmbogățești. Da, și aici diferă foarte mult în funcție de cât de talentat este și câte proprietăți vinde agentul imobiliar pentru a-și multiplica aceste venituri. Da? Dacă vinde 2, 3, 4, 5 proprietăți pe lună, deja începe să devină interesant. Deci cam asta face un agent imobiliar. Dacă vi se pare că comisioanele sunt meritate, ok, sunt meritate și își fac treaba, într-adevăr sunt și agenți care nu își merită, să spunem, banii, deoarece nu oferă acea consultanță și acea liniște pentru îndesfășurarea activității, deoarece probabil că nu cunosc foarte bine meseria, dar aceștia sunt din ce în ce mai puțini și nu rezistă pe piață foarte mult. Deci, în general, recomandarea mea este să căutați un agent care este specializat pe o anumită locație, da, un anumit teritoriu și care are mai multă vechime pe piață. Da? Un 2 ani de zile este un minim necesar, ceea ce nu înseamnă că un agent nou nu beneficiază de experiența colegilor lor mai vechi și că nu poate face acest job la un nivel destul de ridicat. Da? Ok, cred că am uitat să spun de open house, mai pot face pentru proprietățile mai deosebite, unde și proprietarii sunt de acord și nu locuiesc acolo. Se pot organiza și open house-uri ca în America, vine omul, se plimbă prin casă, vede cum se simte și dacă îi place și este ok, face o ofertă. Aceste open house-uri se fac în ideea de a strânge cât mai multe oferte și de a și în general se folosesc la exclusivități, la reprezentări, deoarece se strâng mai multe oferte, iar oferta cea mai mare va câștiga acea proprietate, da? Cum spuneam, sunt organizate open house-urile pentru proprietăți ceva mai deosebite, la sume ce depășesc 100.000 de euro, da? Ca, nu este o regulă, dar cam așa se procedează. Ok? Cam atât pentru azi. Dacă vi se pare că un agent imobiliar își merită banii, gândiți-vă că el poate face zeci de vizionări fără să vândă absolut nimic și tot acest timp și toate aceste resurse sunt pierdute, deoarece foarte mulți agenți lucrează în intermediere, ceea ce nu înseamnă că nu funcționează și că nu se vând și așa proprietăți, da? Deoarece gradul de, și aici este o problemă a pieței din România,
deoarece gradul de educație în domeniul imobiliar este foarte scăzut. Da? Și nu este vina nimănui că este așa. Meseria, această, da, acest job, această profesie a agentului imobiliar nu este reglementată, din păcate, de nicio lege deocamdată și fiecare crede că se face în felul lui și într-un anumit fel. Da? Și toți au dreptate, practic, deoarece nu există o reglementare care să spună, să spună altfel. Și aceasta este o mare hibă a pieței imobiliare din, din România. Sperăm că se va legifera cumva și această profesie va căpăta oarecare legitimitate și cei care o practică vor fi profesioniști adevărați, pentru ca și clientul final, fie că este vânzător unei proprietăți sau cumpărătorii, să beneficieze de servicii cu adevărat profesioniste. Ok, cam atât despre agenții imobiliari. Dacă aveți întrebări, dacă sunteți de acord sau nu de acord cu mine, puteți să-mi lăsați comentarii și vă voi răspunde de data aceasta, deoarece sunt convins că ați avut unii experiențe plăcute, alții mai puțin plăcute cu agenții imobiliari și poate să vă pot oferi un feedback și vă pot spune părerea mea despre cazul sau prin ce ați trecut pentru a vedea și o altă perspectivă. Ok? Haideți să totuși să terminăm și să facem următorul video despre ceva foarte important, ce anume despre starea pieței imobiliare actuale și încotro ne îndreptăm, deoarece sunt foarte multe modificări care au avut loc, dacă ne gândim la fluctuația prețurilor materialelor, la creșterea încă a prețurilor apartamentelor, a imobililor în general, creșterea dobânzilor, da, pe care vorbeam când acum ceva timp, când spuneam că va veni criza și că asta va fi un factor determinant în declanșarea unei următoarei corecții sau crizei imobiliare, să vedem ce va fi și încotro ne vom îndrepta, deoarece părerile sunt la nivel intern și internațional destul de diferite. Da? Ok? Ne vedem data viitoare când vom vorbi despre viitorul pieței imobiliare în România. Ciao, pa, pa!